Ca să poată curăța bulevardul Basarabilor de mizerie și de zăpadă, Societatea de Salubritate a cerut Consiliului Local Curtea de Argeș să adopte o hotărâre prin care staționarea pe bulevard noaptea între orele 2 și 6 să fie interzisă. Anul trecut, aleșii s-au gândit să interzică staționarea pe bulevard o noapte pe săptămână, dar nu au dus până la capăt ideea. Anul acesta, consilierii locali s-au gândit să interzică staționarea în fiecare noapte între anumite ore și au cerut avizul poliției rutiere. Veți da aviz favorabil solicitării primăriei referitoare la interzicerea staționării pe bulevard noaptea? Nu știu dacă va fi favorabil sau nefavorabil. Poliția rutieră studiază deocamdată solicitarea municipalității. Este o solicitare care se află în curs de apreciere la momentul la care discutăm. Și atunci când s-a instituit sensul unic pe bulevard în anul 1998, s-a cerut aviz de la poliția rutieră pentru parcarea pe bulevard și a fost dat aviz pozitiv. Dacă bulevardul Basarabilor este DN7C, atunci parcarea este oricum interzisă, dar dacă este drum național, atunci nu poate avea sens unic, căci strada 1 decembrie este doar o stradă, nu și drum național.